Bună seara și bine v-am regăsit. Discutăm astăzi despre modul în care autoritățile înțeleg să ia măsuri pentru deblocarea finanțării din partea Uniunii Europene. Vorbim despre o tranșă de 30 de milioane de euro, bani așteptați în buget, sunt pentru suport bugetar. Precizăm că au rămas zile numărate în care autoritățile pot ca să îndeplinească toate condițiile necesare. Despre asta discutăm astăzi cum? Intrăm mai întâi în direct prin Skype cu domnul Grigore Novac, deputat PSRM. Bună seara, vă vedem! Bună seara! Și cu domnul Sergiu Litvinenko, deputat PAS. Bună seara! Bună seara! Domnilor, vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră. În a doua parte a emisiunii vom discuta cu domnul Dumitru Diacov, deputat PD, și cu domnul Igor Munteanu, deputat Platforma DA. Așadar, spuneam mai devreme despre condițiile pe care Republica Moldova trebuie să le îndeplinească pentru deblocarea unei noi tranșe din partea Uniunii Europene. Cea mai mult discutată dintre condiții este adoptarea legii cu privire la organizațiile necomerciale. Această lege a fost votată în prima lectură în 2018 și de atunci a rămas în sertarele Parlamentului. Este una dintre condițiile pe care Moldova trebuie să le îndeplinească pentru deblocarea acestei tranșe de bani. Și spuneam mai devreme, acești bani sunt absolut necesari. Haideți să vedem care este situația, pentru că președintele Dodon și premierul Chicu s-au opus adoptării legii în actuala formulă și mai întâi vrem să vedem care este problema. O să-l întrebăm pe domnul Novac. Păi toate tezele în principiu au fost expuse toată săptămâna aceasta. Noi înțelegem că la ziua de azi argumentele aduse de colegii din opoziție nu prea prind și am să vă zic de ce. Actuala legislație națională în vigoare deja interzice cumva și finanțarea de către acele asociații, fundații la care fac ei trimitere, deja interzic acest lucru. Eu cred că în spatele dorinței de adoptare acestei legi stă altceva. Dacă să facem o impresiune în timp, țin să amintesc că Guvernul Republicii Moldova a îndeplinit cu breu toate condiționalitățile impuse de partenerii europeni, iar acestea care au venit, ca nici nu știu cum să le zic, au venit suplimentar, da? Ele nu au fost condiționate din start către partenerii noștri. De ce a apărut peste ultima sută de metri? Mă rog, opiniile sunt diferite. Însă restanțe la acest capitol nu sunt la ziua de azi. Iar guvernul este în legătură directă și permanentă cu partenerii noștri externi și au informat de fiecare dată vis-a-vis de adoptarea unor acte legislative în forul legislativ. Și nu știu, noi putem să discutăm la infinit și să ne dăm cu părere de ce au venit aceste proiecte suplimentare. Pentru că, vă zic, temele de acasă au fost făcute. Dar dumneavoastră, când ați aflat despre aceste condiții? Păi nu mi-amintesc data exact. Odată ce au venit, nu chiar imediat ce au venit, ci o săptămână, am aflat și eu că ele au apărut, deci cerințe suplimentare. Dar la acea, în acea, deci noi până merge să spunem că am îndeplinit, ele erau îndeplinit 100%. Probabil partenerii europeni au crezut că noi prea bine îmi facem temele și au decis să ne mai dea ceva teme suplimentare. Dar, până la urmă, despre legea asta cu privire la ONG-uri se discută de 2 ani. Ea există în condiționalitățile impuse de Uniunea Europeană de multă vreme. Adică, de asta v-am întrebat, când ați aflat dumneavoastră de spuneți că este nouă? Nu au fost introduse în acest pachet și ține de tranșa 2. Eu la asta mă refeream. Pentru că condiționalitățile care au fost impuse de aceste pentru această tranșă au fost îndeplinite. Și
Dacă doriți, puteți să faceți dumneavoastră ca instituție media și chiar v-aș recomanda să faceți o interpelare către Guvernul Republicii Moldova să vă spună câte au fost și când au fost adoptate cronologic. Deci și o să vedeți că noi am intrat perfect în timp. Nu știu de ce a apărut, iarăși, aceste suplimentare de ce au apărut, chiar nu știu. Care. Domnule Litvinenko, au apărut suplimentar acestea sau erau de dinainte? Dumneavoastră ce știți? Da, aceste condiții au fost într-adevăr introduse suplimentar de către Uniunea Europeană în momentul în care partenerii noștri din Uniunea Europeană au văzut că acest guvern nu este credibil. Altfel spus, Uniunea Europeană nu avea încredere în acest guvern, pentru că ei, imediat cum au venit, au oprit reforma justiției, au oprit lupta împotriva corupției mari, au repornit schemele și de aceea Uniunea Europeană a impus anumite condiții suplimentare. Dar dincolo de asta, aceste condiții sunt benefice pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Și dacă e să ne referim la legea ONG-urilor, pentru că pe lângă acest proiect mai sunt încă 6, da, dintre care noi unul l-am îndeplinit, deci fără în total erau 7, legea cu privire la sancțiuni pentru spălarea banilor am adoptat-o, respectiv au rămas încă 6 și dacă e să ne referim la această lege a ONG-urilor, lucrurile în principiu sunt foarte clare. Obiecția reală a Partidului Socialiștilor cu referire la această lege este alta decât cea care este vociferată de către Dodon și Chicu. Da, ei spun că legea contravine intereselor naționale, dar acesta este un lucru absolut fals. Or, pe de o parte, această lege întrunește toate criteriile și corespunde tuturor standardelor Comisiei de la Veneția și OSCE. Și doi, socialiștii nu au înaintat absolut niciun amendament pe textul legii. Deci dacă teoretic admitem că ea contravine intereselor naționale, așa cum spune Dodon și Chicu, respectiv socialiștii parlamentari din PSRM puteau să vină cu un amendament. Hai scoatem prevederea respectivă că ea, aveți, doamne, contravine intereselor naționale. Ce îi deranjează pe socialiști, doamna Bogdaș? Noi aici am vorbit de mai multe ori. Conform acestei legi, nicio organizație necomercială nu se va putea implica în campanie electorală și nu va putea face agitație electorală. Fie deschisă, fie ascunsă, în categoria organizațiilor necomerciale, între și fundațiile. Acum știi foarte bine că soția președintelui Igor Dodon are o fundație care se numește Din Suflet. Această fundație este finanțată în mod absolut netransparent. Am auzit, presa a scris cel puțin, că este finanțată inclusiv de către domnul Ceaica, fiul fostului procuror general al Federației Rusiei și fratele altui Ceaica, care este inclus în lista sancțiunilor Statelor Unite ale Americii Global Magnitsky Act, da, așa numită lista Magnitsky. Apoi dacă intră în vigoare această lege, Igor Dodon nu va mai putea să fie susținut în campanie de către Fundația Primii Doamne. Adică această fundație ar trebui să-și suspende activitatea pe durata campaniei electorale și nu va putea în continuare să susțină candidatul Igor Dodon prin coruperea alegătorilor, prin oferirea de daruri, așa cum s-a întâmplat până în prezent. Așa. Și asta este cauza reală, dincolo de pretextele vociferate de Dodon și Chicu. Deci, practic, se dă cu piciorul în 600 de milioane de lei necesari pentru Republica Moldova, pentru cetățenii Republicii Moldova, doar ca Igor Dodon să aibă posibilitatea să-și facă mendrele, să-și organizeze campania electorală așa cum a făcut-o până în prezent, prin manipulare, prin corupere, prin oferirea de daruri către cetățenii Republicii Moldova, contrar prevederilor codului electoral și altor legi. Domnule, deci asta Novac, este cauza adevărată, este una iresponsabilă din punctul meu de vedere, vreau pentru că un să președinte auzim responsabil nu procedează așa cu proprii cetățeni. Vreau să auzim ce spune domnul Novac. Domnul Bogdan, eu pot să-l desfințez în acest moment pe domnul Litvinenko, care este un jurist. Domnul Litvinenko, dumneavoastră, dacă măcar aveți un pic de cunoștință juridică dumneavoastră, trebuie să știți că legislația cea la ziua de azi permite ca fundațiile de binefacere să facă campanii electorale pentru concurentul electoral sau să facă binefaceri în favoarea
concurentului electoral, ce prostii vorbiți dumneavoastră. La ziua de azi legea acest lucru interzice. Doi, și dumneavoastră ați spus o minciună și minciuna asta ați încărcat-o cu o sumedenie de falsuri, că iată, ceaica, că nu știu cine acolo, că prima doamnă, legea interzice acest lucru. Prima, dați-ne măcar un exemplu, unde ați văzut că această fundație să facă campanie deschis. Nu o să puteți da niciun exemplu de atât, că nu a fost așa ceva. Doi, trebuie să vă gândiți foarte bine atunci când ați spus că partenerii europeni nu au încredere. Adică cum nu au încredere? Noi am îndeplinit toate condiționalitățile care au fost și în același timp nu au încredere. Nu cumva vă contrazice singur pe dumneavoastră, pentru că v-am zis, temele de acasă au fost făcute 100%, toate condiționalitățile îndeplinite. Chiar dumneavoastră personal a recunoscut că acestea au venit suplimentar. Eu nu vreau să zic că este un substrat politic în acest sens, dar în același timp vă pot spune ce vă încălzește legea ONG-urilor, inclusiv pe dumneavoastră personal și pe toată, aproape toată fracțiunea din PAS, în primul rând. Dacă ați vă dau niște cifre, apoi eu cred că aveți, Lorena, pentru mâine titluri de știri foarte multe. Bună oară, domnul deputat Virgiliu Păsăriuc. Iată, pe parcursul anului 2018, cel puțin asta sunt declarații de venit, a avut un venit din partea unui ONG în sumă de 230.208 lei. Mai departe, domnul Oazu Nantoi, 180.563 de lei. Altul luăm, cine? Haideți să luăm pe care este? Pe Ieba Cariunteancă aici de... Sergiu Litvinenko, cine altul? Sergiu Litvinenko are o listă întreagă cu ONG-uri pe activat dumnealui și probabil mai activează și în continuare. Pot vă zic, este și domnul Alaiba, iată, de la CPR Moldova, 323.637 de lei. Deci, nu vorbim, Radu Marian, iată, aici 108.188 de lei de la Asociația Națională Companiilor Atic și așa mai departe. Deci, lista este mare. Da. Ce vreți să spuneți? Adică să înțelegem și noi. Așa, este ceva ilegal aici? Sau ce nu, vreți nu să ne spuneți? Nu, doar au bucăți foarte grase din aceste ONG-uri. Iar pe deși, ca să poată cumva legaliza, inclusiv ca să poată finanța campaniile prin aceste ONG-uri, recurg iată la așa acțiuni. Pentru că la ziua de azi, statul Republica Moldova finanțează cumva partidele politice. Așa, haideți să vedem domnul Litvinenko ce are de spus vis-a-vis de banii pe care i-a obținut prin intermediul ONG-urilor. Domnule Litvinenko. Da bine, mie îmi provoacă zâmbetul ceea ce a spus domnul Novac. Haideți la început să încep cu introducerea condiționalităților în raport cu această guvernare. Domnule Novac, dacă ne uităm cum îndeplinea condiționalitățile Plahotniuc, el la fel îi îndeplinea formal pe toate, numai că între timp mai anula niște alegeri și mai băga în pușcărie niște oameni nevinovați. Așa și voi, da, formal le-ați îndeplinit, dar în realitate, de exemplu, ați oprit reforma justiției. În momentul în care ați venit, a murit reforma justiției. Nu se face nimic, absolut nimic. Eu nu v-am întrerupt. Haideți, suntem pe Skype, nu suntem în studio și e complicat să vorbim concomitent. Eu am activat, domnule Novac, de-a lungul timpului la Banca Mondială, am activat la UNICEF, am avut contracte cu UNDP, am avut multe contracte, am fost contractat inclusiv de organizații non-guvernamentale. Dar ce are asta cu activitatea parlamentară? Deci în momentul în care ești parlamentar, nu ai putut să îndeplinești alte activități în afară celor didactice științifice. Acum, haideți să vă spun de Fundația Primei Doamne. Eu am scris chiar astăzi o postare pe Facebook, m-am bazat pe partea promotorului. Domnul Vacașa, o informație foarte interesantă.
Perioada electorală pentru alegerile din 2019, alegerile parlamentare, da? Raportul numărul 2 al misiunii de observare a alegerilor parlamentare 24 februarie. Fundația din suflet, doar într-un singur raport, n-am reușit să mă uit că am fost și la Ștefan Vod astăzi. Deci fundația primei doamne are peste 42 de cazuri când a oferit diverse cadouri la diverse întâlniri electorale ale exponenților Partidului Socialiștilor. Da, poate formal, la momentul de față, legea interzice, dar Partidul Socialiștilor nu a funcționat, cel puțin în campania electorală pentru alegerile din februarie 2019, pentru aceste lucruri. Deci, încă o dată, 42 de cazuri, asta în doar 11 zile, domnule Novac. Dacă mă apuc mâine, poi mâine să verific toată perioada campaniei electorale pentru alegerile din februarie 2019, vă asigur că găsesc sute de cazuri. Nu mai vorbesc de alegerile locale din 2019, din octombrie 2019. Deci, încă o dată, această lege interzice lucrurile astea și fundația primei doamne, dacă intră în vigoare legea cu privire la organizațiile obștiești, în versiunea care este la momentul de față, această fundație nu va avea dreptul și asta este temerea lui Igor Dodon. Deci el dă cu piciorul 600 de milioane de lei doar pentru a-și realiza mendrile, pentru a-și utiliza fundația soției sale ca să-l ajute în campania electorală. Așa. El înțelege probabil că altă șansă nu are, bine, el și așa nu are șansă. Și slava Domnului, va fi foarte bine pentru Republica Moldova. Dar cât de responsabil poți fi tu, președinte de țară, ca să dai cu piciorul 600 de milioane bani pentru cetățenii tăi, inclusiv pentru cetățenii care te votează pe tine? Haideți doar să vedem ce spune domnul Novac. În campania prezidențială să mergi în continuare pe mâna fundației soției tale. Domnule Novac. Eu am auzit de la domnul Litvinenko ca în banc cel care fata care avea o nivel dus de responsabilitate și s-a dus iar cu păcate. Pentru că ei au dat piciorul în acel credit care vine de la partenerii de Federația Rusă și acum s-au trezit și fac mare grijă pentru acest credit. Ok, noi nu suntem împotrivă ca el să vină în mod normal. Noi am îndeplinit toate condițiile, am să repet, toate condițiile le-am îndeplinit pentru această tranșă. Pentru că noi, dacă să mergem așa pe această formulă, ok, dar unii atunci siguranța, dacă îndeplinim și aceste condiționalități, nu o să mai vină altele 15 sau 20, tot așa să ne poartă. Pentru că noi am zis, noi tema de acasă am făcut-o. Temele ne-am făcut și nimeni nu poate să ne spună, da, să ne aducă careva reproșuri. Domnule Novac, vreau să vă întreb un lucru. Partidul Democrat, prin vocea lui domnului Filip, dar și a domnului Diacov, au spus că vor vota. Va vota această lege. Pe de altă parte, președintele Dodon spunea că asta înseamnă încălcarea acordului de coaliție. Vreau să aflu de la dumneavoastră dacă Partidul Democrat va vota legea, așa cum se afirmă. Ce repercusiuni va avea asta asupra acordului Alianței? Lorena, probabil, din câte am înțeles astăzi, în direct o să fie și cei de la Partidul Democrat, eu nu pot să zic pentru cei de la PD, mă rog, ei sunt în drept să... Nu, spuneți pentru cei de la PSRM, adică asta era întrebarea. Care e reacția PSRM-ului? Viziunea PSRM-ului este cea care este, deci am vociferat-o deja. Ce ține de Partidul Democrat, ei sunt liberi să voteze un proiect sau alt așa cum consideră ei oportun. Ei pot fi pro, noi contra, ori invers. Dar asta nu înseamnă destrămarea alianței, așa este? Asta vreau să aflu. Înseamnă sau nu? Bine, pentru noi nu cred că ar fi oportun ca colegii din Partidul Democrat să cadă pradă manipulărilor celor de la față. Clar, ei mai duc tratative, duc discuții, chiar dacă în ultimul timp fug de asta, dar îi privește. Mă rog, în politică
fiecare este în drept să facă careva declarații, să se răzgândească, să meargă, să pedaleze pe o anumită formulă sau altă. Noi am spus viziunea noastră. Noi nu vrem să ne dăm părerea ce trebuie să fac Partidul Acțiune Solidaritate, Platforma DA sau Partidul Democrat. Nu, eu n-am întrebat. Da, am înțeles punctul dumneavoastră de vedere, dar eu nu am întrebat dacă le permiteți sau nu celor de la Partidul Democrat. Eu am întrebat ce se va întâmpla cu alianța în cazul în care Partidul Democrat va vota. Deci care va fi poziția Partidului Socialiștilor vis-a-vis de acest lucru? Păi noi, eu nu pot să vociferez opoziția atâta timp când nu am discutat cu colegii în fracțiune. Pentru că dacă Partidul Democrat decide să meargă pe această poziție, are dreptul la viață inclusiv și această formulă care ați vociferat-o dumneavoastră. Deci destrămarea unei majorități. Ori eventual crearea altei majorități între PD, Șorș cu PAS și Platforma DA. Eu nu exclud în politica moldovenească, ați văzut de-a lungul timpului că s-au întâmplat foarte multe. Iată de ce fiecare eu nu exclud că ei se vor răzgândi, ori din potrivă, pentru că noi vedem foarte multe declarații care până la urmă nu-și mai au așa un rezultat final, să zic. Politicienii se răzgândesc, votează într-un fel sau altul. Vedem, adică este prematur să dăm apreciere acum ce va fi. Da. Când o să fie la momentul oportun, ne întrunim și putem. Noi decizii ne primim colegial și vedem cumva, poate, dacă ne-a permite starea de urgență, poate convocăm Consiliul Republican, nu ne va permite, vedem altă formulă, ne gândim cum. Acum am vrut să vă întreb, domnule Litvinenko, pe dumneavoastră. Președintele Dodon a spus că cel mai probabil, nu, a spus clar că nu va promulga legea sau va tergiversa lucrurile până în septembrie, da? Dacă Parlamentul va adopta această lege în vot final. De ce în septembrie? Era întrebarea, că asta n-am priceput. De ce spune că va tergiversa până în septembrie lucrurile? Doamna Bogdanu, motivul de bază este cel pe care l-am menționat mai sus, pentru că alte argumente nu există, alte obiecții pe textul legii nu există. Probabil Igor Dodon speră că în așa mod va bloca legea așa încât să încă o dată poată folosi această fundație a soției sale pentru a-și face campanie electorală. Acum, eu aici chiar vreau să rămân un pic, pentru că în mod normal, dacă tu spui că această lege este contrară intereselor naționale, ce faci? Propui amendamente pentru a exclude aceste prevederi. Deci Partidul Socialiștilor, nimeni, nici domnul Novac, nici domnul Bolea, nici oricine altcineva, nu au înaintat niciun alt amendament pe textul legii decât intrarea în vigoare a legii să aibă loc la 1 ianuarie 2021. Deci, practic, prin acest amendament, socialiștii și-au dat rama pe față, pentru că ei nu au o problemă cu textul legii care este corespunzător tuturor standardelor internaționale. Dar îi deranjează această chestiune cu imposibilitatea sau interdicția de a utiliza fundațiile pentru a promova un candidat sau un partid în campanie electorală. Legat de ceea ce a spus domnul Novac mai sus, legat de creditul rusesc. Domnule Novac, și dumneavoastră știți, vedeți hotărârea Curții Constituționale. Deci noi am fost împotrivă să luăm 2 miliarde de lei, dar să întoarcem 10 miliarde de dolari. Eu cred că oricare cetățean din țara asta, dacă să-l întrebați, că acest acord, acel acord neconstituțional, putea să conducă la faptul că noi ne împrumutam cu 2 miliarde de lei, dar restituiam sau trebuia să restituim 10 miliarde de dolari. Este inadmisibil și este foarte bine că Curtea Constituțională a luat decizia care a luat-o. Acum nu aveți de gând să negociați un acord cu Federația Rusă care nu ar include astfel de clauze. Un acord care s-ar baza pe principiul de
reciprocitate, principiul bunei credințe și principiul respectului reciproc între țări. Noi nu suntem împotriva creditului rusesc ca atare. Noi suntem împotriva unor clauze care pot transforma o datorie de 2 miliarde de lei într-o datorie de 10 miliarde de dolari. Așa, vreau să văd ce ne spune domnul Novac. Da, domnule Novac. Nu știu ce matematică are domnul Litvinenko acolo cu 10 miliarde, probabil până voi prost cu matematica asta. Știți decizia Curții Constituționale? Dumnezeu cu creditul acela. Deja nu mai întoarcem, doar dacă se vor ajunge la numitor comun în discuțiile care au loc la moment. Însă domnul Litvinenko nu spune, pentru că mi-e doare cel mai tare interesant lucru azi, că iată, ei doresc, prin intermediul acestei legi, toată armata asta de ONG-uri, pentru că, știți cum, în campanie electorală trebuie să mergi în teritoriu, trebuie să discuți cu oamenii, trebuie să te vadă la față, să te cunoască. Dar, cu regret, unii colegi, într-atâta de lenoși, din cabinete nu ies ca să meargă într-un raion sau altul, să discute cu oamenii, ori nu mai vorbim să-mi ascult ce întrebări au sau ce probleme. Ce mai simplu cum? Ai scos armata de ONG-uri, Lorena, iată, dacă dumneavoastră vreți să faceți un experiment marca ProTV, încercați să faceți o interpelare la toate ONG-urile astea care strigă cel mai mult și acum câteva întrebări. Ce finanțări au anual și pe ce au cheltuit banii? O să vedeți că o să vă sară toți în cap, o să vă spun că sunteți cea mai mare trădătoare de țară și nu știu ce, pentru că în această apă tulbure numită inclusiv ONG-uri nu o să aveți niciodată claritate. Iată, neclaritatea asta îi doresc să o introducă, să influențeze inclusiv politicul din Republica Moldova. Să aibă influență politică, să financieze, dar acolo Dumnezeu știe. Dar care este formula, cine și cine finanțează? Da? Ori oferă careva servicii de consultanță, de promovare și așa mai departe. Este interzis expres. N-ați citit legea. Parcă am votat împreună unanim raportul. Deci este interzis expres finanțarea de către o organizație necomercială a oricărui. Dați un pic că nu auzim, dacă vorbiți concomitent, nu vă auzim foarte bine și e păcat. Am vrut mai întâi, domnule Litvinenko, nu uitați, vă rog, replica dumneavoastră, dar am vrut să-l întreb pe domnul Novac de ce Partidul Socialiștilor nu a venit cu amendamente, întrebarea domnului Litvinenko. Pentru că această lege din start, ea, dacă ajunge lege și intră în vigoare, asta este imixtiune în politicul moldovenesc, dacă doriți, în suveranitatea țării. Iar noi considerăm că suveranitatea Republicii Moldova nu se vinde nici pentru Soros și nici pentru Adenauer și nici pentru nimeni. Da, atunci, absolut. Da. Dar de ce Partidul Socialiștilor a cerut intrarea în vigoare a legii, a spus că adoptă cu condiția să intre în vigoare din 1 ianuarie 2021, așa cum a afirmat domnul Litvinenko, dacă asta este adevărat? Da, și ați văzut că din start au sărit cel mai tare, a sărit ars domnul Litvinenko, de ce în 2021? Pentru că ei au nevoie acum la aceste alegeri să aplice acest mecanism. Nu pe urmă după scrutin. Pentru că nu poți să schimbi regulile jocului în timpul jocului. Da? Și până la urmă, ce deranjează așa tare până în 2021 nu mai este așa de mult. Adică a rămas jumătate de an. Dar iată că ei asta deranjează. Bine, dar în 2021, iertați-mă că nu înțeleg, domnule Novac, nu înțeleg. Până în 2021, legea asta nu mai atentează la siguranța națională, nu mai, cum a spus imediat vă spun. În politică spun că uneori se mai întind și curse, da? Iată că dacă dorești, să zicem cei din Partidul Acțiunii Solidaritate, dacă doresc și chiar cu bună credință vor să facă un proiect de lege pentru Republica Moldova și pentru aceste ONG-uri, ei nu ar trebui să se împotrivească ca ea să intre în vigoare din 2021. Și vă zic de ce. O să aplice la următoarele scrutinii care vor fi ele și când vor fi. Dar pe dânsi acum asta e doar, ei doresc să aplice acest mecanism acum. Păi până la urmă înțelegem că... Până la urmă amendamentele care se înaintează
Asta nu dă garanție că ele o să fie votate, chiar și proiectul de lege care e înaintat. Asta nu este nicio garanție. Domnule Novac, dar păi aici, iertați-mă. Doamna Bogza, pot să intervin? Vă rog. O secundă numai că n-am priceput, numai o secundă, domnule Litvinenko, iertați-mă, dar uitați-vă ce spune domnul Dodon și dumneavoastră mai devreme, tot asta ați afirmat și Chicu la fel. Deci ONG-urile cu finanțare din exterior vor să lichideze Republica Moldova, da? Să distrugă acest stat, să-i lase pe moldoveni fără stat. Păi dar anul viitor nu se va întâmpla asta din 1 ianuarie 2021? Și cum? Să acceptăm o astfel de lege? N-ați fost atent la ceea ce am spus eu la urmă, pentru că înaintarea unui sau altui amendament nu dă garanție că el o să fie votat unul. El poate fi retras în orice moment amendamentul, dacă a trecut sau nu a trecut de comisie eventual. Și chiar proiectul propriu-zis poate să nu aibă sort de izbândă, poate propunerile, poate să propună. Noi, de exemplu, putem să acceptăm careva propunerile domnului Litvinenko, dar ele nu neapărat o să fie votat și în plen, adică acceptate. Sigur. Iată de ce zic. Da. Domnule Litvinenko, vă ascult. Doamna Bogza, eu, sincer, cumva, ce spune domnul Novac, denotă faptul că el habar nu are despre ce legea asta, habar nu are de prevederile acestea. Domnul Novac, n-ați citit prevederile prezentului proiect. Deci articolul 6, alinea 5, se interzice implicarea oricărui ONG în campanie, susținerea oricărui congres, oricărui partid. Deci dumneavoastră înțelegeți că este interzis. Acum, logica dumneavoastră, este interzis, dar pe noi asta ne avantajează. Domnule Novac, este interzis pentru toți și pentru organizații despre care dumneavoastră spuneți ce spuneți. Deși în raport cu organizațiile non-guvernamentale niciodată nu s-a întâmplat că ele să financeze vreun partid, pe când cu fundațiile s-a întâmplat. Inclusiv și cu fundațiile. Deci este interzis pentru toți. Dumneavoastră spuneți acum că pe noi ne-ar avantaja intrarea în vigoare în 2021. Acum s-ar permite. Nu se permite. Acum uitați-vă o dată la articolul. Așa, am înțeles. Haideți să vedem ce spune domnul Novac. Vă rog. Așa, pur și simplu... și ultima remarcă, doamna Bogza. Pe mine mă miră, domnule Novac, o secundă, numai o secundă. Vă rog foarte mult, ne auzim foarte prost dacă vorbim cu toții. Ultima remarcă, domnule Litvinenko, și trecem la domnul Novac să vedem ce are de spus. Este interzis expres, domnul Novac, dacă are acum acces la internet, să deschide articolul 6, alinea 5 din acest proiect, proiectul 109/2018. Poate deschide sinteza, așa cum noi am redactat ultima formulă. Deci este imperativ, este neinterpretabil, este interzis expres în campania electorală să susții un candidat sau un partid, să faci agitație electorală. Deci este nonsens ce spune domnul Novac, este o demagogie crasă. Și domnul Novac a menționat anterior că noi nu mergem în teritoriu. Domnule Novac, eu văd că dumneavoastră stați acasă, dar eu stau încă la partid numai ce vin de la Ștefan Vodă. Adică nu știu cine din noi stă acasă și cine merge și discută cu oamenii, inclusiv cu... inclusiv cu alegătorii, mă rog, domnule Novac, putem să facem, evident. Vă rog, domnule Novac, vă rog. Deci, eu vreau să spun un lucru, că eu personal, prin ONG-uri, nu am activat față de domnul Litvinenko, care a făcut sute de mii de lei prin intermediul acestor ONG-uri și probabil era mai bine să rămână acolo decât să tulburi mințele cetățenilor Republicii Moldova. Și am să zic de ce. Dumnealor au lobat aceste interese a ONG-uri și o să-l lobez în continuare, pentru că asta este un mediu foarte prielnic pentru a face sute de mii de lei și ascunde cumva a trece acolo. Dumnezeu știe cine și consultanța și e gratis, ori nu e gratis. Pentru că domnule Litvinenko, dacă vreți să știți, prea cineva să se implice în politică. Ok, noi avem legea privind la partidele politice, lasă să meargă, să înregistreze, așa cum privește legislația națională în vigoare, să meargă singur el într-un teritoriu și să nu stați dumneavoastră prin Facebook și faceți politică prin Facebook. Politica nu se face doar prin Facebook, trebuie să mergi să discuți cu oamenii, să-i convingi că ești
cel mai bun, că ai cele mai bune gânduri, intenții, proiecte și așa mai departe. Așa. Dar dumneavoastră când îmi spuneți că iată, noi o să murim, să pierde politicul din Republica Moldova fără ONG-uri, da, probabil dumneavoastră vă-ți pierde cumva dacă nu ați avea aceste surse financiare care curg sutele de mii, după cum vedem. Și asta eu sunt sigur că nu ați declarat tot. Pentru că dacă nu ați declarat tot, acolo erau mult mai mult. Domnule Novac, chiar și cine declarate, vedem că sutele de mii. Grigore, uite, mai bine, eu am activat într-un ONG sau două, am impresia, dar dacă ați văzut în declarațiile mele de avere precedente, îți vedeți că am contract cu banca specială, cu alte... Nu ne auzim, vă rog să vorbim pe rând. Domnule Litvinenko, plătești impozite, dar de exemplu dacă iei bani din Bahamas... Stop! Am o rugăminte. Vreau să-l întreb pe domnul Novac următorul lucru. Domnule Novac, după părerea dumneavoastră, care este rolul organizațiilor neguvernamentale într-un stat? Ce rol au aceste organizații? Le considerați importante sau nu? Pentru că am impresia că din ceea ce spuneți dumneavoastră, ele nu sunt atât de importante, ba chiar sunt periculoase. Lorena, am să vă zic. În legislatura trecută eu chiar am făcut o interpelare, fiind în Comisia pentru Drepturi de Omul și Relații Interetnice a Parlamentului, am făcut o interpelare ca să aflu cifra totală câte organizații non-guvernamentale avem noi în domeniul drepturilor omului. Eu am rămas, nu știu, surprins când am aflat că sunt peste 200. Acum, dacă vorbim de drepturile omului, eu, mergând împreună cu Oficiul Avocatului Poporului și cu alți membri ai Comisiei prin penitenciare, am întrebat când ultima dată a fost măcar un reprezentant al unui asociație obștești, care o ONG, care au ca misiune și în statutul lor scrie că sunt la straja apărării drepturilor omului. Niciodată n-au fost. Dar când am început să mă interesez despre sursele de finanțare a acestor ONG-uri, am văzut că da, ei primesc, bine mersi, sume foarte importante, pe de o parte. Pe altă parte, raportează că ei au făcut mese rotunde, au discutat nu știu ce, dar în realitate un lucru important care chiar au nevoie cetățenii să se intereseze, care este dreptul condamnatului, îi se respectă, nu îi se respectă dreptul la medicină și la multe alte lucruri. Da. Am văzut că nu se fac. De altă parte, avem alte ONG-uri care vedem că se implică destul de activ în, nu știu, hai să luăm care, Promolex, de exemplu, da? Ei fac diferite mese rotunde, se implică și în monitorizarea alegerilor. Da, noi o să vorbim mult despre asta, dar deci, uitați-vă. Noi avem sute, dar care își fac, își îndeplinesc obligațiile lor directe. Eu cred că deci la o mână ne ajung pentru ca să îi numărăm. Iată aici este problema, că dacă ei există doar pe hârtie și consumă un anumit buget, atunci ea doar are denumirea de un ONG care pentru drepturile omului. Dar în realitate nu fac nimic. Da. Exact așa și cu ce mă rog s-a proslăvit, iată, domnul Litvinenko, ori domnul Virgiliu Pusariuc, oricare mi-era acolo cu domnul Alaiba, am văzut 300 și aproape 400 de mii de lei. Dar de unii, cu ce mă rog s-a afirmat dumnealui în anii ăștia prin ONG-urile astea de are așa dividende. Da, numai o secundă că mergem la domnul Litvinenko să vedem cu ce s-a afirmat, dar până atunci aș vrea să citez din ceea ce a spus Peter Mihalko, șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Societatea civilă are o importanță crucială pentru valorile democratice ale unei țări, fiind forța capabilă să miște reformele, să crească eficiența activității instituțiilor publice și să faciliteze participarea activă a cetățenilor în administrarea proceselor publice. Adică acest segment este unul extrem de important pentru o societate democratică. Înțeleg eu că această lege vine ca să creeze cadrul legal pentru activitatea acestor instituții care sunt extrem de importante într-un stat democratic. Asta a explicat domnul Mihalko. Domnule Litvinenko, aveați o replică de dat și aș vrea să merg mai departe și la Consiliul Concurenței un pic și la
Consiliul Audiovizualului, pentru că asta era și la fel printre condiții și urma să fie adoptată în Parlament o lege care să, în baza căreia să fie efectuat audit la cele două instituții. Și n-aș vrea să încheiem până nu discutăm și această problemă. Ați mai fi vrut să spuneți ceva, domnule Novac? Da, am vrut să spun că dumneavoastră ați spus și domnul Mihalcu spune cei ce ar fi bine ca să fie, da, ca ONG-urile să aibă un cadru legal, toate că există lege care privește deja activitatea acestor organizații non-guvernamentale, ar fi bine ca ei se implice în limita legii, dar cu regret nu se implică la justa valoare așa cum am vrea noi. Da, asta am înțeles. Din punctul dumneavoastră de vedere l-am înțeles. Am să vă zic de ce. Noi în cadrul Comisiei Juridice, desigur, eu nu știu cum făcea domnul Litvinenko, dar sigurant o face domnul Bolea. Adesea solicită opinia unor organizații. Și expediază, inclusiv la toți cei care sunt interesați, oricare au domeniul de activitate. Și vedem că unele dintre ei nici măcar nu ne răspund, nu ne oferă un răspuns. Sunt pro, ori sunt împotrivă, ori... Ne mai vorbim deja de o opinie detaliată care să-și spună și ei punctul lor de vedere. Poate da. Mai bine, nu e bine nici așa, nici așa, dar ar fi mai bine așa. Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Haideți să mergem. Domnule Litvinenko, ați avut o replică? Da, eu pe scurt, după care vreau într-adevăr să reușim să discutăm măcar puțin despre... Nu avem decât 5 minute pentru asta. Da, legat de organizațiile non-guvernamentale, ele sunt necesare în cadrul oricărui stat democratic, pentru că organizațiile necomerciale, dincolo de faptul că susțin, ajută guvernul prin diverse proiecte, inclusiv acolo unde guvernul nu are capacități sau nu are dorință, doi, ajută prin expertiză guvernul, da, mediul asociativ, susține, ajută. Și sigur că a treia funcție este atunci când guvernul încalcă anumite principii democratice să ia atitudine. Este rolul societății civile, în general, într-un stat democratic. E că aici socialiștilor nu le place ca cineva să-i critice. Apropo, domnule Bolea, dacă vă aduceți aminte, noi am protestat împotriva sistemului mix și toată societatea civilă atunci s-a ridicat împotriva acestui sistem care a fost adoptat contra recomandărilor Comisiei de la Veneția și încălcând toate rigorile internaționale. Propun acum să mergem mai departe la o altă condiție, da, care se referă la independența Consiliului Audiovizualului și a Consiliului Concurenței, la fel o condiție extrem de importantă. Domnule Novac, care este poziția Partidului Socialiștilor vis-a-vis de adoptarea în Parlament acestei hotărâri care prevede auditul la cele două instituții? Vreau, dacă puteți repeta întrebarea, că eu ceva da. Întrerup, n-am înțeles încă da. Întrebare, vă rog. Da, era vorba despre adoptarea în Parlament a unei hotărâri care să, în baza căreia să se facă auditul la Consiliul Audiovizualului și la Consiliul Concurenței, instituții care trebuie să fie independente. Așa. Poziția Partidului Socialiștilor, care este? Ok, auditurile între timpul sunt binevenite. De altă parte, nu cumva prin aceste audite să subjugăm aceste instituții, ori să punem presiune pe ele, pentru că... Da, acum ele sunt independente? Eu nu știu cât ele sunt de independente sau influențate de cineva, dar nu știu, n-am, cu Consiliul Audiovizual mai puțin am tangență și mi-e greu să mai spun, dar știam că ba îi amendează pe unii, ba pe alții, ba se expun negativ vis-a-vis de unul. Au fost și careva ieșiri mai nereușite. Ține minte, nu chiar de mult a fost. Da, slavă Domnului, anulată la solicitarea președintelui. Una dintre ele. Da. Deci eu de asta și zic că au fost careva ieșiri și mai nereușite, dar în opinia mea, el ar trebui să fie și noi societatea trebuie să-i ajutăm ca să fie cât mai independenți de toți, absolut, și nu asculte nici pe mine, nici pe dumneavoastră, da. Nici pe... În Parlament, Partidul Socialiștilor susține această hotărâre. O va vota sau nu?
Eu nu am văzut în proiectul hotărârii ce el prevede concret și care este motivare ca să mă expun. Dacă doamna, am văzut acest proiect de hotărâri, e scurt, nu, acest subiect. Da, vă rog, domnule Litvinenko, vă rog. Eu sunt acela care am inițiat un proiect de lege care ar permite organizarea unui audit extern de performanță la Consiliul Audiovizual și Consiliul Concurenței, pentru că este încă o condiționalitate a Uniunii Europene. Eu am văzut că aceste două structuri sunt amorfe, aceste două structuri sunt controlate politic. Acest personaj, Dragoș Vicul, care stă în creditul Plahotniuc, care l-a slujit pe Plahotniuc, acum slujește pe Dodon, îndeplinește toate indicațiile care vin de la Palatul Prezidențial și un astfel de audit este necesar. Din afară ca să-mi spună care sunt breșele în activitate. Pentru că este inadmisibilă continuarea sau modul de activitate a acestui Consiliu Audiovizual, o instituție fundamentală, inclusiv în ceea ce ține organizarea campaniilor electorale, ca el să activeze continuare așa cum a activat până acum, încă o dată, un comando politic. Acest Dragoș Vicul este un mercenar politic, îndeplinește, ce spun cei care exercită funcții sau demnități publice. Domnule Litvinenko, noi practic nu vă înțelegem. Da. E foarte bine că nu înțelegeți. Asta este misiunea Consiliului Audiovizualului în general ca instituție autonomă pentru reglementarea domeniului audiovizualului din Republica Moldova. Da, exact când ați încheiat, atunci ați început să fiți auzit din nou. A fost o perioadă în care legătura a fost proastă și nu v-am auzit foarte bine, din păcate, dar am înțeles, rog colegii ca să încerce să ia legătura cu domnul Vicol, președintele Consiliului Audiovizualului, pentru că este corect să-i oferim dreptul la replică. Dacă nu îl găsim în această seară, vom încerca să dăm de domnia sa mâine, ca să avem o replică a domniei sale. Da, domnule Novac, și vreau să vă rog să ne... pentru concluzii, să ne adunăm pentru concluzii, pentru că este ora când intrăm cu publicitate și continuăm după aceea cu alți doi deputați. Domnule Novac. După publicitate, concluziile până. Acum. Repede, da? Da. Deci ați văzut, eu deja m-am deprins cu domnul Litvinenko să el spune baladele astea și poveștile de minciuni neîntemeiate. Începând de la cele că ați văzut cât ceai, că prima doamnă n-a putut să aduc nici măcar un exemplu când a fost implicat în activități politice această fundație de caritate. Și acum pe final, iertați-mă, domnule Novac, n-aș vrea să repetăm, dar vreau pe final ca să vă întreb, deci preferăm ca să nu obținem cei 30 de milioane, pentru că așa practic arată lucrurile, da? Și să nu votăm această lege, sau se găsesc soluții pentru a se găsi amendamentele pe care, eu știu, sau mai este vreme să fie înaintate aceste amendamente? Probabil că da, deși la comisie s-a discutat și s-a aprobat. Lorena, suveranitatea Republicii Moldova nu se vine. Am spus-o și am să mai spun o dată, pentru că noi, Guvernul Republicii Moldova, hai să zicem așa, Republica Moldova a îndeplinit toate condiționalitățile ca să primească această tranșă. Dacă cineva încearcă cumva să ne impună, noi nu avem nicio certitudine că nu o să vină altele și nu o să primim în general. Acum o să vină alte condiționalități. Și iarăși noi o să ne provocăm, pentru că să trecem aceste proiecte prin comisii, ulterior amendamente. Am înțeles poziția. Și ulterior, dar noi nu, în același timp nu spunem că refuzăm acești bani. Dacă se acceptă, bine, însă noi tot trebuie să avem ceva demnitate noi ca stat și nu mai facem noi târg cu suveranitatea acestei țări. Da, am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Novac. Vă mulțumesc și pentru participare. Mergem la domnul Litvinenko și după aceea intrăm cu publicitate. Domnule Litvinenko, în concluzie... Doamna Bogdan, în concluzie este foarte important
ca noi, Parlamentul Republicii Moldova, să conștientizeze importanța, necesitatea banilor pentru cetățeni, să ne adunăm mâini în plen și fac cu această ocazie o invitație pentru deputați, să continuăm mâini la ora 10, începând cu ora 10, ședința care a fost amânată, suspendată atunci când s-a depistat un coleg coronavirus, și să votăm condiționalitățile Uniunii Europene care ne permit să obținem 600 de milioane de lei mâine. Deci dacă mâine îndeplinim cele 6 condiționalități rămase, în timp scurt, într-o săptămână, în două, vin acești 600 de milioane de lei în bugetul statului, adică bugetul gestionat de guvernul Chicu, care poate să îi împartă la oameni nevoiași, oameni care ați văzut ieri reportajul, bătrâna vinde pătrunjel și este luată pe sus de către polițiști. De ce face lucrul ăsta? Pentru că are nevoie de bani. Banii ăștia pot veni de la Uniunea Europeană. Da. Pentru asta trebuie mâine sau poi mâine să ne adunăm, să votăm legile și obținem 600 de milioane de lei. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Litvinenko. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Novac. Cred că ne reîntâlnim la emisiunea În Profunzime curând. Mulțumim foarte mult. O seară liniștită vă dorim. Luăm public publicitate și ne întoarcem după pauză cu domnul Dumitru Diacov și cu domnul Igor Munteanu. Publicitate. Da, am revenit. Nu am auzit dacă l-am găsit pe domnul Vicol sau nu, pentru că nu l-am găsit. Încercăm în continuare să-l găsim. Vă rog foarte mult, dacă este posibil, am vrea ca să avem o replică a domniei sale. A fost vizat și e corect să avem și punctul de vedere al domniei sale. Dați-mi voie să vă prezint următorii doi invitați din această seară. Este vorba despre domnul Dumitru Diacov, președinte de onoare PD și deputat al Partidului Democrat. Bună seara! Bună seara! Și domnul Igor Munteanu, deputat Platforma DA. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Discutăm astăzi despre condițiile pe care Moldova trebuie să le îndeplinească pentru deblocarea tranșei a doua de la Uniunea Europeană în valoare de 30 de milioane de euro, bani pentru suport bugetar. Cele mai mari probleme le-a ridicat legea ONG-urilor sau, mai bine spus, faptul că socialiștii se opun adoptării acestei legi. Domnule Diacov, am să vă întreb pe dumneavoastră și am să încep. În primul rând, să vrem să aflăm dacă rămâne în vigoare declarația dumneavoastră că Partidul Democrat va vota această lege, asigurări pe care i le-ați dat și ambasadorului Uniunii Europene la Chișinău, domnul Peter Mihalcu. Noi am spus chiar atunci că am insistat la biroul permanent că această lege să fie introdusă în ordine de zi. Noi am insistat ca această lege să fie votată în formula care ea a fost discutată în primă lectură. Bun, cu mici poate acceptarea unor amendamente, fiindcă lista de amendamente este de vreo 60 de pagini. Uh-huh. Și multe amendamente sunt formulate de organizațiile neguvernamentale. De exemplu, eu am auzit că socialiștii au amendat un singur amendament. PAS, da, câteva amendamente. Restul, grosul amendamentelor vin de la societatea civilă. Noi suntem obligați să ascultăm și părerea lor, fiindcă nu toate organizațiile se bucură de acces la finanțare internațională și noi știm că și între aceste organizații există o mare concurență și există divergențe. De aceea, Parlamentul este obligat să tragă cu urechea și la unii și la alții și să ia o decizie care e de dorit să împace toată lumea. Dar socialiștii vă atrag atenția la faptul că încălcați acordul Alianței votând această lege. Nu. Vedeți, se fac atâtea speculații. În general, uitați-vă, noi o săptămână discutăm numai despre proiectul ăsta de lege. Eu cred că 99% de populație nu înțeleg și nu interesează acest proiect. Sunt 200-300 de persoane în Chișinău care au interesul ăsta și din cauza asta se face gălăgie. Eu sunt convins, exprim convingerea că legea va fi votată. Eu am votat nu numai cu domnul Mihal, am discutat și cu colegii de la Bruxelles. Chiar astăzi, ministrul de externe a vorbit cu câțiva reprezentanți de la Comisia Europeană, de la Uniunea Europeană, cu câțiva parlamentari și eu știu precis
că unele amendamente ușoare sau unele schimbări ușoare în text vor fi acceptate de către partenerii noștri externi. Deci, în rest, noi nu acceptăm niciun fel de lecții de la nimeni, chiar de la socialiști, la altcineva. Noi vom insista ca să votăm această lege. Deci votați cu opoziția această lege, pentru că domnul Novac a spus că Partidul Socialiștilor nu va vota această lege. Și că... Eu nu știu ce a spus domnul Novac. Eu știu discuțiile noastre în cadrul Consiliului Alianței. Și în cadrul acestui Consiliu Alianței, noi am avut înțelegerea că noi votăm această lege. Era de dorit ca să voteze tot Parlamentul, 100% din deputați. Fiindcă văd că toată lumea retrăiește și toată lumea vrea ca această lege să fie adoptată. Păi eu întreb încă o dată, Partidul Democrat o va vota cu opoziția? Lorena, nu ce mă chinui cu întrebările astea? Eu nu știu ce până la urmă ce au de gând să facă socialiști, dar eu spun că noi nu vom accepta lecții de patriotism din partea oricărei fracțiuni n-ar veni. Că e de la socialiști, că e de la DA, că e de la PAS. Noi avem și noi viziunea noastră asupra ceea ce urmează să realizeze acest Parlament. Noi am vorbit în nenumărate rânduri că obligațiunile asumate de Republica Moldova față de partenerii noștri externi, în cazul de față, față de Uniunea Europeană, ele trebuie să realizate. Deci, realizate. Votați cu opoziția. Nu provoci. Eu prefer ca să voteze toți. Păi bine, și dacă nu vă vota toți, Partidul Democrat oricum va vota. Asta e concluzia. Noi o să votăm, cine o să mai voteze cu noi, treaba lor. Așa. Dacă îmi cereți un răspuns de felul ăsta. Păi... Noi o să votăm, fiindcă noi nu suntem mai puțin patrioți decât ceilalți. Noi toți suntem patrioți, noi considerăm că Republica Moldova trebuie să fie un partener serios. Dacă o spus că își asumă răspunderea, trebuie să realizăm. Eu vreau să vă spun că eu, în ultimele zile, m-am uitat mai atent pe acest proiect. Într-adevăr, sunt o grămadă de chițibușuri de astea foarte, foarte deocheate. Dar noi acum trebuie să votăm, Parlamentul trebuie să-și onoreze obligațiunile și dacă practica, dacă viața reală ne va arăta că această lege are careva cusuri, creează disproporționalități sau alte lucruri, Parlamentul va fi în stare și capabil să revină, să mai corecteze. Așa, păi da, ca să trec și la domnul Munteanu, înainte de asta, ce fel de chițibușuri? Dați-mi un exemplu, vă rog, că am rămas cu niște întrebări mai mari decât aveam înainte, după ce ați spus asta. Nu exagerați și nu complicați și nu vă legați de o frază. Chițibușuri, asta înseamnă un cuvânt, asta înseamnă un termen, poate necorect, în aceleși 60 de pagini de amendamente, noi putem să presupunem că acolo sunt și lucruri bune și lucruri care îmbunătățesc. Sau noi ne-am lăsat numai la milă acestor autori care au fost finanțați și au făcut un proiect de lege și gata. Parlamentul ridică mâinile. Parlamentul a votat în primă lectură. Eu consider că nu are nici prim-ministru, nici președintele dreptul de a interveni acum. Fiindcă este după prima lectură, este obligațiunea, datoria Parlamentului să ducă la capăt acest proiect. Președintele poate să promulge sau poate să nu promulge, poate să o întoarcă înapoi, poate să formuleze careva propunere și așa mai departe. Da, în rest, eu cred că noi trebuie să examinăm ceea ce a fost adoptat în Comisia Juridică. Am înțeles că o serie de amendamente au fost acceptate. Uhum. Și unele lucruri care s-au discutat, inclusiv, vreau să vă spun, inclusiv data intrării în vigoare, nu-și pierdem mințile nimeni din la Comisia Europeană și nu leașină nimeni din cauza asta, toți înțeleg și în mare măsură este acceptat. Adică e acceptată intrarea în vigoare a legii cu 1 ianuarie, da? 2021. Da. Așa, partenerii externi acceptă acest lucru. Bun, eu am spus că mai bine dacă era acum, dar nu văd o mare problemă dacă nu vor fi imixtiuni în alte articole mai fundamentale. Și da, dar dumneavoastră i-ați întrebat pe colegii socialiști care, deci dacă acum legea este
antistatală, prezintă pericol pentru Republica Moldova, duce la lichidarea statului. Păi din 1 ianuarie 2021 cu ce se schimbă situația, că am vorbit mai devreme cu domnul Novac și n-am priceput. Ei v-au spus de ce de atunci nu mai este lichidat statul dacă intră în vigoare atunci? Lorena, noi îmi pare că trăim toți într-un același stat. Și eu nu vreau ca statul să fie lichidat și eu nu văd pericol că această lege sau un proiect de lege lichidează statul. Hai să fim serioși. Da. Diferite partide în mod diferit citesc acest proiect de lege. Da, vreau să văd și platforma, da, cum citește această lege. Domnule Munteanu, spuneți-mi de ce este atât de important acest proiect? Vă întreb pe dumneavoastră pentru că dumneavoastră veniți din societatea civilă. Mulțumesc, Lorena, pentru posibilitatea de a vorbi în această emisiune. Sper domnul Diacov nu va interveni pentru ca să întrerupă cursul logic al mesajelor pe care vreau să-l transmit. În principiu, noi toți locuim în societatea civilă, pentru că societatea civilă este întregul sau ansamblu societății, dacă scoți din acest ansamblu guvernul. Biserica, organizații neguvernamentale, grupuri neformalizate, mediul academic, mediul de afaceri, tot ce se asociază pentru anumite scopuri sociale utile, reprezintă societatea civilă. Acum, la întrebarea noastră existențială, de ce există atâta pasiune politică la adoptarea acestei legi? Vreau să vă spun că nu este o chestiune strict de ordinul tehnicii legislative, pentru că dacă ar fi așa, atunci domnul Diacov ar trebui să recunoască că odată adoptat în anul 2018, conceptual, proiectul de lege nu mai poate fi schimbat. Pot să existe anumite șlefuiri a unor termeni, ar putea să fie adaptări la legi aprobate sau intrate în vigoare între timp, dar nu mai pot să existe diferențe fundamentale cu conceptul inițial. Scopul acestui proiect de lege, asupra căruia insistă Uniunea Europeană ca o condiționalitate democratică, este legată de uniformizarea spațiului în care are loc asocierea voluntară a cetățenilor. Acum, chestiunile legate de modalitatea de finanțare a organizațiilor este un subiect secundar asupra căruia străduie în mod special socialiștii, doar pentru ca să găsească un pretext să nu voteze această lege, pentru că ea contravine conceptual și filozofic înțelegerii administrației de la Kremlin. Noi mergem, când vorbim despre adaptare de standarde și norme europene, noi vorbim despre un spațiu în care există aceleași legi comunitare, care reglementează dreptul și libertatea de asociere în organizații neguvernamentale. Iar socialiștii, cei care se împotrivesc sau cei care au amenințat că nu vor promulga legea, Igor Dodon, vorbesc despre normele instituite după anul 2018 de către administrația de la Kremlin, care aplică termenul de agent străin oricăror organizații neguvernamentale care primesc orice fel de finanțare, ori sprijin din exterior. Asta este o chestiune fundamentală și asta prin înțelegerea acestei diferențe puteți să vă clarificați de ce PSRM-ul insistă atât de puternic asupra partenerului său de coaliție, Partidul Democrat, să nu se voteze în termenii Uniunii Europene, să aibă loc această amânare pentru anul 2021 sau, în general, să se reia redactarea legii, ceea ce va compromite, în general, obligația sau angajamentul Republicii Moldova de a se alinia la standardele pe care Uniunea Europeană le consideră necesare. Așa, am înțeles. Domnule Diacov, revin la dumneavoastră și întreb Partidul Democrat pentru precizare. Partidul Democrat este gata să voteze cu acel amendament al socialiștilor intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2021 sau în varianta inițială a legii fără acel amendament? Eu nu știu asupra căror amendamente va insista fracțiunea Partidului Socialiștilor. Până la momentul de față, ceea ce a fost în spațiul public, ceea ce a fost discutat la Comisia Juridică, ne aranjează pe noi
și aranjează partenerii externi. Noi am consultat reprezentanța Uniunii Europene, am spus că astăzi domnul ministru de externe a vorbit cu Bruxelles și cei ce până acum a sunat în spațiu public și a fost acceptat în comisie, acceptă și fracțiunea Partidului Democrat. Așa. Noi mâine cred că vom avea o discuție în cadrul același Consiliu al Alianței. Noi vom cere răspuns socialiștilor ce înseamnă aceste comentarii, ce înseamnă aceste declarații, care tot nu se încadrează în înțelegerea avută în prealabil între noi doi. De aceea noi vrem să cerem un răspuns explicit și clar și vrem să știm care va fi dispoziția sau starea de spirit la ședința Parlamentului. Așa. Ce e important să spun că Partidul Democrat va insista ca această lege să fie votată în formula discutată, negociată, consultată, dacă vreți, cu partenerii noștri externi, în așa fel ca să nu existe reticență la acordarea acelui credit de care noi atâta vorbim. Domnule Diacov, înțeleg, dar mai întreb încă o dată ca să ne fie clar. În cazul în care nu va fi acel amendament al socialiștilor, intrarea în vigoare, ianuarie 2021, Partidul Democrat va vota? Păi dacă nu va fi acel amendament, înseamnă că va fi legea în varianta veche în care ea a fost propusă, votată în primă lectură. Da, și? Dacă va fi acel amendament, dacă nu va fi acel amendament, oricum, dacă nu vor fi noi amendamente, Lorena, vreau să vă spun, dacă nu vor fi noi amendamente care o să creeze noi probleme, până când eu consider că noi nu avem motive să ne deranjăm. Așa. Proiectul trebuie să fie votat și în formula aceasta, la momentul de față, ceea ce avem discutat, el va fi acceptat de către Comisia Europeană. Noi nu vom avea niciun fel de probleme. Opoziția este obligată să-și exprime îndoială, să vorbească, să facă multe delăgii, să critice. Asta este. Dar datoria noastră este să punem pe masă o lege votată, o lege care să fie acceptată. Nu. Eu să cer să intervin. Bineînțeles. Da. Domnul Diacov, în proverbiala sa tradiție, dorește iarăși să diminueze importanța opoziției, considerând că opoziția întotdeauna o să critique sau o să facă gălăgie, dar oamenii serioși și maturi, cei care fac parte din guvernare, iau deciziile corecte. Este absolut fals. Noi trecem în acest moment prin cea mai gravă criză de funcționalitate a instituțiilor statului, la care domnul Diacov a făcut anterior referință. Iar problema relațiilor noastre cu Uniunea Europeană nu este vorba numai de a doua sau de a treia tranșă. Apropo, primul ministru Chicu a dat în mod neglijent mesajul că deja nu mai contează a treia tranșă, noi oricum nu o să o primim și i-a extras-o din legea bugetului la procedura de rectificare a bugetului. Mesajul central pe care Republica Moldova trebuie să-l livreze este că instituțiile democratice în care se încadrează și reglementarea mediului asociativ este la fel de importantă ca și banii pe care îi primește. Ori nu putem să facem parte din orice fel de proiect de apropiere de normele și standardele europene dacă ne batem joc, ne terfelim angajamentele pe care le-am luat cu ani în urmă, de dragul conjuncturii, de dragul ca să-i facem pe plac partenerilor de coaliție PSRM-ul, care sunt schimbători ca vântul. Ei au spus foarte clar că pentru dânșii nu contează orice fel de reciprocitate din partea Bruxelles, pentru dânșii contează sprijinul Moscovei. Și, din păcate, au transformat guvernul, care este cea mai importantă autoritate executivă a statului, într-un agent de campanie electorală. Și asta este extrem de prost, îmi pare foarte rău că membrii respectabili ai Partidului Democrat s-au angajat în hora acestei campanii electorale înainte, începută prea devreme. Da. Domnul Munteanu, eu înțeleg că dumneavoastră vreo 20 de ani trăiți din granturile și cu ajutorul finanțării externe, sigur că sunteți mai devotat acestei cauze.
Eu vreau să vă spun că noi nu suntem mai puțin de votați. Și noi vrem, și noi vrem ca într-adevăr să realizăm aceste lucruri. Pe mine mă miră, de ce, uitați-vă, atâta patos dumneavoastră în jurul acestui proiect de lege, ați fost la guvernare 5 luni de zile în parte. Dacă atât ați retrăit, de ce n-ați inclus acest proiect de lege să fie votat în formula care a fost votat în prima lectură și terminam aceste discuții? Și nu reveneam și toate angajamentele în general puteau fi realizate. Deci n-ați făcut chestia asta, ați avut... Vă mulțumesc, domnul Iacob, dar trebuie să vă dau o replică, pentru că dumneavoastră implicați interesul meu legat de adoptarea acestei legi este strict legată de faptul că anumite organizații pe care eu le-am sprijinit anterior au avut granturi din partea Occidentului. Este foarte complicat să vă demonstrez că societatea civilă nu ține numai de granturi, ține de valorile și convingerile pe care le promovează. Nu știu dacă ați auzit vreodată de Popper, de termenul de societate deschisă, de faptul că instituțiile democratice pornesc de la libertatea cetățeanului de a alege ce face, orice nu face cu viața proprie. Era pe timpuri un slogan pe care la București, imediat după Revoluție din 90, se spunea în piața Marii Adunări Naționale. Cine a trăit la ruși nu va mai vorbi niciodată ca Bush. Am impresia că dumneavoastră încercați să vă adaptați conjunctural, încercați să demonstrați o anumită, eu știu, deschidere, dar nu înțelegeți fundamental faptul că Uniunea Europeană este întemeiată pe norme și principii, pe standarde de conviețuire democratică. Ori prioritatea noastră nu este... Asta e deja demagogie. Așa. Asta e demagogie, fiindcă... Este filosofie politică legată cu felul care funcționează în Uniunea Europeană. Înapoi, noi din... Mulți ani de zile ne chinuim să creăm condiții ca Republica Moldova să fie un stat simpatic pe harta europeană. Ia uitați! Simpatica dumneavoastră. Da. Ne chinuim, dar degeaba, că nu prea ne chinuim. Acum intervin eu și haideți să mergem un pic mai departe. Igor Dodon... Ești plin de o travă, înțelegi? Adică niște lucruri simple care noi trebuie să discutăm... Dar voi dați niște replici total lipsite de politețe, respectiv nu pot să vă las să spuneți minciuni în fața telespectatorilor. Haideți să care minciuni? Care minciuni? Noi discutăm o chestie practică. Eu am spus că noi o să facem tot ce e posibil ca să votăm, noi ne-am angajat și noi, de fapt, facem lucrul care voi trebuie să-l faceți. Așa. Acum câteva luni urmă. Acum vreau să vă spun un lucru, dacă vom vorbi mai mult de unul, nu ne vom auzi, așa că mai bine încercăm să vorbim pe rând și mergem la următoarea problemă care apare. Igor Dodon a spus că nu va promulga legea sau va tergiversa lucrurile până în septembrie, da? Ce se întâmplă în cazul în care legea nu va fi promulgată? Admitem că ea va fi votată, apropo de vot, până acolo, până la promulgare. Opoziția, domnule Diacov, opoziția cere reunirea de urgență a Parlamentului. Mâine PAS, PPDA a anunțat că va participa la ședință. Partidul Democrat a spus că nu. De ce? Nu, dar este o acțiune propagandistică ceea ce fac. Mâine noi am avut această înțelegere că trebuie să respectăm instrucțiunile și normele care există pentru instituțiile statului. Deputații noștri și azi și mâine o să treacă aceste teste repetate ca să fim siguri că nu se întâmplă nimic. Ne-am înțeles săptămâna viitoare ne convocăm în ședință, toate proiectele astea vor fi votate. Când? Eu nu văd nicio problemă. Când săptămâna viitoare? Colegi au hotărât să facă un mic spectacol, poftim. Noi trăim într-o țară democratică, totuși. Și fiecare partid, fiecare are posibilitatea să exprime ceea ce gândește în mod liber. Domnule Diacov, vom demonstra colegii... Numai o secundă. Domnule Diacov, joi, ședința Parlamentului, următoarea ședință sau când? Eu cred că joi cel târziu, da, sigur. Așa, domnule Munteanu, vă rog. Aș vrea să spun că iarăși... Domnul Diacov deviază filonul discuției noastre. Toată lumea înțelege, publicul înțelege că este vorba de o urgență.
mesajele care au venit din partea europarlamentarilor sunt legate de faptul că noi pierdem tranșele indispensabil necesare bugetului de stat. Domnul Deacov trebuie să știe de la rectificarea bugetului că avem o gaură de 16,2 miliarde de lei. În plus avem 3 miliarde de lei pe care trebuie să le întoarcem ca pentru a stinge datoriile vechi. Deci în total avem aproape 20 de miliarde de lei care se extind. Deci orice ban care trebuie să intre sub formă de credit sau formă de ajutor este strict necesar. Nu este vorba de o ambiție sau de pasiune, așa cum spune domnul Deacov, ci de refixare sau de rezolvarea acestei probleme pe care Uniunea Europeană o consideră o restanță în raport cu Republica Moldova. Ce se întâmplă dacă Dodon nu promulgă legea? Haideți să avansăm în discuție. Domnul Munteanu, nu promulgă legea. Dumneavoastră vorbiți cu doi parlamentari europeni care sunt membri acelei familii de partid. Și de unde știți cu cine vorbesc eu? Și ei vă povestesc strașnic. Noi vorbim cu comisarii europeni. Noi vorbim, și eu am vorbit, chiar de unul am vorbit cu cineva din delegația Germaniei. Care, noi care avem... Numele comisarul de spune să vă rog? Da. Cu ce comisar ați vorbit dumneavoastră? Poftim? Cu ce comisar vorbiți dumneavoastră? A întrebat domnul Munteanu. Iată, ministrul de externe a avut discuție cu câțiva comisari. Dumneavoastră, cu ce comisar ați vorbit dacă faceți trimitere la comisar? Cum îi spune numele lui? Nu eu am vorbit. Reprezentanța guvernării a vorbit. Și eu vreau să vă asigur că la Bruxelles sunt mai mulți susținători a Republicii Moldova decât în Parlamentul Republicii Moldova. Dumneavoastră vă faceți meseria de opoziție. Bun, faceți-o, eu n-am nimic împotrivă. Dar că proiectul de lege va fi votat și noi, Republica Moldova, va obține tranșa a doua. Haideți să avansăm în discuție. Am înțeles asta, să nu ne repetăm. Hai, domnule Deacov, numai o secundă, vreau să întreb acum. Ce se întâmplă dacă legea nu va fi promulgată de către Dodon, așa cum afirmă? Va fi responsabilitatea domnului Dodon. Și noi, vom vedea ce vom face noi atunci, dar eu sper că lucrul ăsta nu se va întâmpla. Da. Dacă președintele Dodon nu promulgă legea, va transmite un mesaj foarte clar că Republica Moldova, prin actuala guvernare, nu este interesată de refacerea dialogului politic cu Uniunea Europeană, va încerca să înghețe relația cu Uniunea Europeană și, indiferent de cât numărul de comisari care o să răspundă la telefoanele domnului Dumitru Deacov, Uniunea Europeană va căuta alți parteneri pentru discuție, pentru că își dă seama că nu poate să se bizuie, să aibă încredere în actuala guvernare. Din păcate, răul pe care îl face acest guvern în frunte cu Ion Chicu este imens. Nu este vorba de faptul că zădără niște europarlamentari, ci transmite mesaje belicoase în condițiile unei țări cu instituții extrem de fragile. Pe sectorul de sănătate, pe sectorul de susținere a business-ului și pe sectorul de consolidare a instituțiilor democratice. Ori un stat mic cu instituții fragile nu ar trebui să se agite și să fanatizeze aceste pasiuni electorale. Asta costă. Cetățenii Republicii Moldova pierd în fiecare zi datorită faptului că ajutorul pe care Uniunea Europeană era dispusă să-l ofere nu ajunge în Republica Moldova. Da. O altă condiție extrem de importantă este asigurarea independenței Consiliului Audiovizualului și Consiliului Concurenței, două instituții care trebuie să fie în serviciul cetățeanului și nu al puterii. Cum facem ca să respectăm această condiție? Și după cine, domnule Munteanu, vă rog să ne spuneți și apoi ajungem la domnul Deacov. La prima întrebare, chiar astăzi am observat cu foarte multă mirare reacția actualului președinte al Consiliului Audiovizualului că el nu acceptă auditori externe și că autoritatea are suficientă autonomie și independență pentru ca să nu fie verificată de altcineva. Este o declarație aberantă pentru că în condițiile unei penurii de resurse bugetare, fiecare autoritate trebuie să-și optimizeze cheltuielile.
Chiar astăzi am semnat două proiecte de legi în secretariatul Parlamentului, prin care vreau, cu votul colegilor mei, indiferent de fracțiuni sau de partide, să scoatem orice fel de excepții de la organizarea și desfășurarea de audituri, audit de performanță asupra instituțiilor, fie agenții de reglementare, fie autorități publice, pentru că toți banii care se cheltuie în acest moment în condiții de pandemie creează o mare problemă. Noi am venit în luna martie cu propunerea de rectificare a bugetului și am identificat aproape 3 miliarde de lei care trebuia să fie economisiți în condițiile bugetului actual. Mulți bani care au fost planificat în anul 2019, înainte de a veni pandemia, au fost planificați pentru o situație normală, de pace. Dar noi nu trăim în condiții de pace. La noi, în fiecare zi, mor oameni în spitale pentru că nu au tratamentul necesar. Respectiv, și Consiliul Audiovizual și alte agenții de reglementare trebuie să se pregătească pentru actualizare semnificativă a bugetelor pe care le gestionează. Așa. Dar acest lucru se va întâmpla prin amendarea legilor fondatoare. Da. Domnule Diacov. Da. Aceeași întrebare. Eu am auzit că domnul Munteanu pretinde să fie candidat la funcție de prim-ministru, de că el face excursiile acestea largi pe tot spațiul economic, social. Când dumneavoastră întrebați despre audiovizual, sigur că noi vrem ca în Republica Moldova să existe mai multă disciplină în ceea ce privește funcționarea acestei instituții audiovizuale. Noi avem, eu nici nu știu câte, avem 12 televiziuni, fiecare vorbește ce dorește, nu avem restricții, nu avem cenzură și slavă Domnului. Altceva este că această instituție care se cheamă Consiliul Coordonator al Audiovizualului trebuie să facă față lucrurilor și în ceea ce privește iată, piața de reclamă și multe alte lucruri. Eu cred că nu văd nicio problemă. Dacă domnul Munteanu nu are vedere sub această expresie de inspecții externe, doi prieteni... Audit extern, domnul Deacov, ați încurcat termenii. Dar cu acest audit se ocupe doi prieteni deputați. Auditul extern, domnul Deacov, îl face Curtea de Conturi spre cunoașterea dumneavoastră, că am impresia că începeți să uitați anumite termeni. Nu uit termeni. Dar dacă nu vreți să găsiți probleme logic, care afectează judecata. Nu vă faceți. Eu am spus că asta e problema, că dumneavoastră încercați să împungeți oponenții dumneavoastră politici. Mă respectați respect și vă voi respecta, domnul Diacov. Nu știu de ce se întâmplă asta la dumneavoastră. Eu vă știam de om destul de educat, așa. Acum am să vă întrerup un pic, pentru că în sfârșit am dat de președintele Consiliului Audiovizualului, care este în direct cu noi. Domnule Vicol, bună seara! Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Bună seara! Bună seara! Mai devreme, domnul Litvinenko, în discuția cu privire la activitatea audiovizualului, a vorbit despre faptul că Consiliul Audiovizualului nu este o instituție independentă, iar dumneavoastră sunteți un mercenar politic, iar noi ne vedem obligați să vă oferim posibilitatea de a vă expune. Eu vă mulțumesc mult. Eu m-am deprins de la o perioadă de timp cu etichetările domnului Sergiu Litvinenko, dar vreau să vă spun că aceste etichetări poartă un caracter fățiș politic, nu au nimic de a face cu realitatea. În sprijinul argumentelor mele vreau să invoc și să ofer, de fapt, replica și domnului Igor Munteanu, care menționa că declarația mea de astăzi poartă un pregnant caracter aberant. Vreau să vă spun că ceea ce debitează și în cele tare că sunt nevoiți să folosesc acest limbaj domnul Munteanu sunt niște enormități. Și vă spun din ce cauză. Vreau să-l întreb dacă domnul Munteanu cunoaște, în situația în care vorbește de optimizarea cheltuielilor, măcar aproximativ, care este bugetul instituției audiovizuale, fiindcă dumnealui menționează că sunt niște cheltuieli enorme și în condițiile de coronavirus ar fi trebuit să fie optimizate. Vreau să-l întreb dacă măcar aproximativ cunoaște care este bugetul unei instituții pe care pretinde dumnealui că o consideră foarte importantă pentru democrația participativă. Domnul Munteanu vrea să răspundă.
Domnul Vicol, eu v-aș sugera să manifestați un comportament mai prudent eu, și cu mai multe declarațiile pe care le faceți. Am o rugăminte, trebuie să vorbim pe rând, pentru că suntem pe Skype, la telefon și nu ne auzim. V-am ascultat cu atenție, vă rog să nu vă interveniți când nu sunteți la bazar. În primul rând, eu nu am menționat decât următorul lucru, domnul Vicol. Am spus că în condițiile unei sărăcii clare a bugetului de stat, în condițiile în care cea mai mare problemă a societății este pandemia, va trebui să optimizăm cheltuielile tuturor agențiilor reglementare și autorităților publice. Ascultați-mă la capăt, domnul Vicol, că nu sunteți la bazar. Domnul Vicol, ascultați până la capăt, eu nu v-am întrerupt. N-am spus sub nicio formă că bugetul pe care dumneavoastră îl gestionați este supraponderat, este utilizat în mod impropriu. M-am referit doar la declarația dumneavoastră de a nu accepta un audit extern. Și am spus că acest lucru este o aberație. Toate autoritățile publice trebuie să fie ascultați până la capăt și nu interveniți. Toate autoritățile publice trebuie să fie deschise auditorilor externe, inclusiv prin rapoartele Curții de Conturi, care este autoritatea supremă de audit în Republica Moldova. Nu mă interesează care sunt pasiunile și gândurile dumneavoastră față de felul în care gestionați în acest moment bugetul. Comisia Mass Media trebuie să facă supravegherea parlamentară. Dar din punctul meu de vedere, ca președinte al Comisiei de Control a Finanțelor Publice, declarația dumneavoastră este sfidătoare și cred că ar trebui să fie luate măsurile în privința dumneavoastră. Doamna Borză, dacă-mi permiteți un minut, fiindcă domnul Munteanu se lansează niște acuze absolut lipsite de fond, mă obstrucționează și eu consider că din perspectiva codului serviciilor medio-audiovizuale am dreptul să-mi expun punctul de vedere. Vă rog. Deci vreau să-mi expun punctul de vedere cu aceeași rugăminte mare la domnul Munteanu, dacă dumnealui etichetează ca fiind aberante declarațiile mele, am același drept să le consider ca fiind enormități ceea ce spune domnia sa. Mi-a rămas dator să știu, în calitatea dumnealui de președinte al unei comisii parlamentare importante, dar dacă cunoaște măcar cu aproximație care este bugetul instituției noastre. Și nu mi-a răspuns. Este repetent la acest capitol, demonstrează o necunoaștere crasă a realităților ceea ce se întâmplă în autoritatea autonomă. Dar vreau să-i spun cu titlu de informare, ca să fie documentat, că autoritatea audiovizuală a transferat în luna martie acestui an 1,5 milioane de lei, delimitându-se de anumite activități absolut inerente, care erau obligatorii, dar am înțeles gravitatea problemei. Da. Și sper că măcar pe această dimensiune domnul Igor Munteanu va lua în considerare faptul că autoritatea audiovizuală s-a dispensat în aceste timpuri grele și conștientizează povara care cade pe umerii medicilor noștri. Domnul Vigor, nu aveți niciun fel de calitate să-mi dați acum de lei au fost transferate de Consiliul Audiovizual și au fost restituite de noastre bugetare. Domnule Vigor, se pare nespus de rău că atunci când acuzați Consiliul Audiovizualului de anumite ineficiențe, domnule Vigor, elementar care este bugetul autorității noastre. Domnule Vigor, deci, nu știu cât de relevant este în acest moment bugetul, dar aș vrea, domnule Vicol, un demnitar de nivelul dumneavoastră trebuie să știe măcar aproximativ care este bugetul instituției. Domnule Vicol, doar asta vreau să vă spun, doamna Bogza. Da. Iertați-mă. Vizualul cu 35 de persoane la moment. Da, domnule Vicol, o singură întrebare, dacă se poate, dacă tot am reușit să luăm legătura cu dumneavoastră. Și totuși, de ce nu acceptați audit extern la Consiliul Audiovizualului? Deci mesajul meu intenționat de către domnul Litvinenko și domnul Munteanu este denaturat. Eu accept un audit extern și nu este vorba de mine că accept sau nu. Dar vreau să vă spun că această inițiativă legislativă în maniera în care este prezentată este lipsită de orice substrat juridic și nu are absolut nicio substanță. Vreau să vă spun că ea face parte dintr-un șir de acțiuni prin care Consiliul Audiovizualului se încearcă să fie subordonat politic de către forțele care stau în spatele acestor inițiative. Dar acum este independent Consiliul Audiovizualului? De a introduce această autoritate sub categoria instituțiilor capturate. Ulterior, reducerea numărului de membri de la 9 la 7 persoane.
Deci, doamna Boxa, vă declar cu maximă responsabilitate, nici pomină de faptul că se dorește să se facă un audit extern. Se dorește ca concluzia acestui audit extern, care nu se știe cine o va face. Și vreau să-l întreb pe domnul Mucianu un lucru. Cine va suporta cheltuielile pentru acest audit extern? Și dacă îmi poate spune cu aproximație, care vor fi costurile auditării instituției noastre? Eu am impresia că i-ați suferit excesul. Domnule Mucianu, vă rog foarte mult. Pe de o parte există condiționalitate de a face acest audit extern ca din banii veniți pentru Republica Moldova să se ducă înapoi bani pentru acest audit pentru Consiliul Audit. Așa, am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție, domnule Vicol. Vă doresc o seară liniștită. Așa, continuăm discuția noastră pentru că nu mai avem timp. Da, domnule Munteanu, zic să ne oprim cu replicile că nu se mai termină. Foarte scurt, dar nu se cade. Adică dânsul a împroșcat în toate părțile cu o grămadă de etichete. Dânsul, evident că este o persoană politizată, care nu înțelege statutul pentru care trebuie să servească pe domeniul respectiv audiovizualului. Auditul extern se face de către Curtea de Conturi la solicitarea Parlamentului sau în funcție de planificare a priorităților de către această instituție. Dânsul nu trebuie să-și bată capul de unde o să apară resurse. Dacă există oportunitatea politică de a verifica cum sunt cheltuiți banii în această instituție, acest lucru se va întâmpla. Și da, nu trebuie domnul Vicol să dea lecții parlamentarilor, pentru că este un gest de proastă educație pe care dânsul probabil că are niște deficiențe. Așa, domnule Diacov, din câte am înțeles, noastră nu aveți nimic împotriva unui audit extern, adică cel de la Curtea de Conturi, nu din exterior. Da, la cele două instituții. Eu am întrebat ce are în vedere domnul Munteanu, dar eu vreau să vă spun că eu sunt dezamăgit de nivelul intelectual la discuții de astăzi. Noi nu am discutat substanță, noi am încercat să ne împugem unul pe altul. Lucru care, mă rog, eu nu știu dacă pe oameni asta interesează. Eu ce am înțeles de astăzi, sigur că nici deputații n-au dreptul să citească lecții altor deputați sau altor demnitari. Noi trebuie să încercăm să găsim limbă comună cu fracțiunea domnului Munteanu, cu celelalte fracțiuni, atunci când este vorba de probleme fundamentale și serioase a Republicii Moldova. Da, noi trăim un timp foarte complicat acum și suntem obligați să demonstrăm un minim de patriotism pentru țara în care noi trăim, cu diferențele care le avem politice. Dar totuși, atunci când este vorba că să construim ceva, hai oameni buni să ne așezăm, să ne gândim și să construim. Voi veniți de dimineață până seara cu fel de fel de concepte de astea de opoziție. Eu nu știu dacă populația este foarte fericită să vă audă dimineață până seara cu lecții de astea. Domnul Diacov, lăsați lecțiile astea de Deng Xiaoping pentru o altă dată. Dacă vreți ceva să-mi spuneți, îmi spuneți, dar nu mă duceți în sucursalele istoriei Partidului Comuniștilor. Haideți să vă mai întreb ceva la finalul emisiunii, pentru că trebuie să vă învățați puțin să discutați și cu oamenii și să aveți un comportament civilizat. Dacă vreți să... Cu atât mai mult, că am auzit, într-adevăr, pretenții la o funcție executivă. Păi pentru asta trebuie să poți sta de vorbă cu oamenii, măcar. Domnule Diacov, dacă tot spuneți că domnul Munteanu pretinde la o funcție executivă, dumneavoastră îl veți vota? Nu, dacă el se purta așa, cred că nu. Dacă va veni și a spune că, uite, domnul Diacov, la televiziune ne-am certat, dar eu știam de altfel de Muntean când era la societatea civilă. Dar acum vreau să-mi țin mirosul puterii și să nu vă pomeniți că funcțiile de la care ați pornit în carieră. Avem ceva de discutat cu siguranță. Nu dați lecții la televizor. Ori încearcă să ia locul domnului Năstase și vrea să demonstreze fermitate. Haideți să trecem la subiectele... Că n-are niciun sens. Vă faceți de râs, domnul Diacov. Haideți să trecem la subiectele pentru care ne-am adunat aici. Dar
Parcă mi se pare că ar fi trebuit să-l întreb pe domnul Muntean dacă este adevărat. Domnule Munteanu, e adevărat că vreți o funcție de prim-ministru, că va rămâne lumea cu această întrebare și nu știu dacă e corect? Sigur, da, Lorena. Foarte bine că ați formulat această întrebare pentru că să vă pot răspunde. După cum s-a spus și în spațiu public, Platforma Demnitate și Adevăr are o ofertă pentru partidele politice responsabile și europenii din Parlamentul Republicii Moldova de a forma un nou guvern. Această formulă guvernamentală este aproape pregătită și atunci când circumstanțele ne vor permite, vom anunța numele candidatului care ar trebui să conducă acest guvern. Am înțeles. Da, păi nu mai pot să-l întreb pe domnul Diacov dacă va sprijini sau nu acest guvern, dacă nu știm cine este cel care va conduce acest guvern. Acum am ajuns la finalul emisiunii și vreau să vă mai întreb un lucru. Am văzut că nu pot să închei și să nu întreb. Dodon a decis că 75 de militari moldoveni vor participa la parada de la Moscova, în plină pandemie. Poate că n-ar fi fost o problemă dacă în Republica Moldova situația nu era atât de gravă, pentru că noi am relaxat măsurile exact atunci când numărul de infectări a crescut și el continuă să crească și iată că suntem codașa Europei deja în ceea ce privește situația legată de această pandemie. Cum comentați această decizie a președintelui? Întrebarea e pentru ambii. Să răspund eu? Da, vă rog. Până se mai meditează domnul Diacov. Participarea militarilor la parada de la Moscova este o greșeală de punctul meu de vedere, pentru că noi avem trupe străine pe teritoriul Republicii Moldova, care nu au plecat atunci când noi am solicitat acest lucru. Deci este o insultă pentru oamenii care au luptat într-un război de neatârnare și independența Republicii Moldova. Doi, în condițiile de pandemie, este un mesaj foarte prost, așa cum actualul președinte livrează în stânga și în dreapta, că condițiile sanitare nu sunt atât de importante. Dacă cineva dintre oamenii de vârful piramidei guvernamentale decide altfel, această substituire a sanitarilor cu politicienii nu creează altceva decât o declanșează mai departe niște reacții în lanț la nivel de populație. Populația nu se conformează standardelor sanitare, piețele sunt prost concepute, respectiv este o reacție în lanț de nesupunere la normele elementare sanitare care ar trebui să securizeze populația acestei țări. Din nou, participarea la această paradă este proastă. Este doar un cadou electoral pentru sponsorii președintelui Igor Dodon, cu puțin timp înainte de campanie electorală, și nu face altceva decât eu aș vrea să întreb partenerii de coaliție dacă ei sunt responsabili de efectele și imaginea care o produce această participare în raport cu partenerii noștri occidentali. Bun, în primul rând, nu este o decizie a coaliției. Este o decizie a președintelui în calitate de comandant suprem și din câte eu știu sau am auzit că pleacă garda prezidențială. Noi am avut o scurtă discuție pe această temă cu domnul președinte Dodon. El a spus că anul trecut a fost solicitat să trimită acest detașament la București, la parada militară și el a trimis acest detașament la București. El era pandemie. Și va fi pe 1 decembrie va fi și parada militară la București din nou și el a dat cuvânt că va trimite acest detașament dacă va fi solicitat și la București ca să mențină acest echilibru. Deci noi am avut cetățeni care buneii noștri care au suferit, care au căzut în acest război. Eu știu, el se poate interpretat și politizat acest eveniment. Știu că data trecută au fost și din Marea Britanie și din Franța și din Statele Unite ale Americii detașamente acolo. Eu cred că dacă primim așa mai simplu și nu politizăm, nu se întâmplă nimic grav. Da. Ok.
Am aflat și câte un comentariu la această decizie. Eu vreau foarte mult să vă mulțumesc pentru participarea la emisiunea din această seară. Și înțeleg că următoarea ședință a Parlamentului va avea loc săptămâna viitoare, așa spune domnul Diacov. Pe de altă parte, opoziția a spus că se adună mâine la Parlament, cel puțin câteva dintre fracțiuni. Celelalte urmau să vadă cum procedează, nu era clar răspunsul. Și, domnule Diacov, înțeleg că oricum săptămâna viitoare legile se vor vota pe care le așteaptă Uniunea Europeană, da? Da, sper foarte mult. Da. Vă mulțumesc tare mult pentru participare. Și ne vedem la ProTV. Toate bune, o seară liniștită. La revedere. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit până la această oră târzie. Ne vedem joia viitoare. Vă doresc o săptămână liniștită.